Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. N-a atins încă majoratul, dar deja riscă să fie tras la răspundere. Vorbim despre un individ în vârstă de 17 ani care este suspectat că ar fi spart geamul unui automobil și ar fi încercat să sustragă bunuri din mașină. Incidentul s-a întâmplat acum 2 zile în orașul Bălți. Acțiunile huliganice au fost observate de către o persoană care se afla prin preajmă. Acesta a sunat imediat după ajutorul poliției. În scurt timp, la fața locului a ajuns un echipaj al Inspectoratului Național de Patrulare. Oamenii legii l-au prins pe tânăr în flagrant. Vehiculul era parcat lângă niște blocuri de locuit și avea plăcuțe de matriculare de București, România. Luat la întrebări de către inspectorii de patrulare, suspectul a recunoscut că a spart autoturismul cu scopul de a fura tot ce ar fi găsit în el. Ulterior, pentru investigație a fost solicitată intervenția grupei operative din cadrul Inspectoratului Bălți. Ofițerii au stabilit că tânărul este originar din raionul Fălești. Pe cazul dat a fost deschisă o anchetă. Bănuitul riscă dosar penal pentru tentativă de furt și deteriorarea unui bun străin. El s-ar putea alege cu amendă.